Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 108-a ediție de analize economice, un proiect comun IDIS Viitor și Privesc Eu. Toate celelalte ediții le puteți urmări pe pagina IDIS Viitor, Privesc Eu sau pe pagina mea personală, ionita.md. Astăzi aș vrea să discutăm despre un subiect care este exact la tema zilei. S-au finalizat examenele de bacalaureat, copiii și-au primit diplomele, urmează admiterea la universități. Aș vrea să discutăm astăzi despre admiterea la universități, care este situația cu universitățile din Republica Moldova, câți copii de la noi merg la universități, câți nu merg și, în general, ce se întâmplă cu învățământul superior din Republica Moldova. Dacă să ne uităm așa din primele concluzii, care puteam spune că voi începe concluziile, după aceasta vor urma detaliere cu cifrele, mie îmi place orice ce afirmații care o fac să-l dau în spatele unei cifre, vreau să spun că pandemia din 2020 a direcționat o parte considerabilă de studenți și noi cumva am ameliorat situația privind studenții în Republica Moldova. După 2020, însă acum situația iarăși se înrăutățește, dat fiind faptul că tinerii preferă să plece peste hotare. Al doilea lucru care a fost pozitiv în ultimii ani de zile este studenții străini care au venit destul de masiv în Moldova, însă iarăși înregistrăm în prezent o scăderea acestui indicator. Un alt factor care a influențat admiterea în Republica Moldova și bănuiesc că în acest an va influența-o și mai mult este, cât n-ar fi de tragic și cât ar părea că nu există legătură, războiul din Ucraina, ori războiul din Ucraina a fugărit destul de mulți studenți, fie din Rusia, fie din Ucraina, care au venit în Republica Moldova și veți vedea cifrele. Nu sunt încă mulți, dar oricum este o creștere de câteva ori. Mai departe, avem o creștere considerabilă a numărul tinerilor care după ciclul întâi de studiu au decis să meargă la masterat, dar iarăși această tendință cel mai probabil deja nu se mai manifestă așa cum s-a manifestat în ultimii ani de zile. Avem un fenomen relativ nou care a început acum vreo câțiva ani de zile și, sincer, vă spun, doar am reușit să-l observ și merită toată atenția noastră, a crescut puternic ponderea persoanelor cu vârsta de peste 30 de ani care merg la studii și, în mod special, a celor peste 40 de ani. Deci, oamenii tineri, de 40 de ani și mai mult, au de ce să meargă la facultate. Cine sunt ei? De ce merg la facultate? Acum chiar nu sunt gata să răspund, dar a crescut considerabil, și veți vedea, și lucrul acesta cumva iarăși universitățile au mai avut, dacă au studenți acum, oamenii care după 40 de ani s-au trezit că vor și ei să facă prima dată sau unii a doua oară studii. Ce avem noi? Avem o îmbunătățire a celor care arată celor care după nouă clasă vor să meargă la licee, că dacă n-ai copii la licee, nu mai ai la universitate. Deci am avut o răutățire acestui indicator. Acum avem o situație destul de bună și vom arăta. Rata de promovare pentru alții la noi în licee este destul de ridicată, de aceea nici nu am dat că nu ne-a afectat cumva. Însă, avem o scădere a numărul celor care merg în clasa 12, de cei care au ajuns pe final la liceu. De ce aceasta se întâmplă? Din motivul de bază, cred că știți, nu avem copii, pur și simplu. Nu are cine veni la liceu, deci chiar dacă copilul care a terminat nouă clasă, majoritatea din ei decid să meargă la liceu, dar ei sunt puțini. Despre aceasta tot vom vorbi. Un alt factor este că scade numărul de copii din vârstă universitară și scade din două motive. Unul n-a putem controla și a doilea tot n-a putem controla. Cel care n-a putem controla îl ține demografie în sensul că s-au născut cu mult mai puțini copii și noi avem, în general, mai puțini copii. Iar al doilea, în ultimii ani de zile, și asta este ultima concluzie care o am eu, este că în ultimii ani de zile s-a accelerat, s-a profundat alarmant, din grijorător, numărul tinerilor care au plecat peste hotare. Deci este pur și simplu ceva care, cum să vă zic eu, bate clopotele și lucrul care trebuie să-l știm și să-l discutăm. Haideți să cerem la cifre. În anul 2005, în Republica Moldova, vă aduc aminte, asta a fost exact după criza din 98, părinții au plecat peste hotare, oamenii au plecat peste hotare și au făcut trei lucruri. Au trimis bani acasă cu oamenii să facă reparații în casă, au trimis bani acasă
ca oamenii să-și mai cumpere apartamente, cel mai tare ultimez bani acasă că copilul nu-și meargă la facultate. Am avut un boom a facultăților și în anul 2005-2006 noi am avut 34.000, aproape 35.000 de tineri care au mers în anul întâi la facultate. Așa ceva n-a fost în istoria Moldovei niciodată. După aceasta am revenit cât de cât la normal, 26.000-24.000. Iar în 2017-2020 am ajuns la 13.300 sau de două ori mai puțin decât am avut 15 ani în urmă. În 2021-2022 am avut o înviorare legată de pandemie 2020-2021. Acum, în 2022, am avut o situație relativ bună și ține mai mult de studenții străini și cei în vârstă, nu am vrut zic în vârstă, oameni tineri peste 40 de ani care merg la facultate, de cei cumva ne mențin, dar după mine, anul 2023, vom avea o situație mai proastă și acum și veți vedea din ce cauză. Studenții străini. Deci studenții străini, într-adevăr, ne-au salvat nouă sistemul educațional în ultimii câțiva ani de zile. Uitați-vă la grafic. Noi am avut în anul 2008, 2010, 2011 în jur de 1200 de studenți străini. După 2014, când noi am obținut regim liberalizat de viză, Moldova acord de asociere, la noi a crescut brusc numărul de studenți străini, am ajuns în 2021-2022 la 5154 de studenți. În 2022-2023 avem 5.000 de studenți, nu este estimativ, ci vrea este deja exact, 2000, avem o scădere cu 140 de studenți. Scăderea este mare parte datorită din cauza la două țări, Israelul și România. Nu vreau astăzi vorbesc foarte mult despre studenții străini, vom avea o ediție specială cu o anumită ocazie cu studenții străini altă dată, dar astăzi vreau să arăt un impact studenții străini care cumva ne mai menține nouul sistem educațional. Până în anul 2020 noi am avut studenți din Federația Rusă și din Ucraina undeva la nivel de 170 de studenți anual. Din Ucraina erau mai mulți, 110-120, din Rusia undeva 60 de studenți am avut în fiecare an. 2021-2022 noi am ajuns acum să avem 840 de studenți din aceste două țări, o creștere de aproape 5 ori și dacă observăm, principalul este de 7 ori a crescut din Ucraina și aproape de 2 ori din Rusia. Ce vreau să spun cu această ocazie? Războiul din Ucraina, de fapt, a împins o parte de tineri care vor să-și continue studiile. Evident, ei nu pot să-și continue studiile în Ucraina și mulți de ei decid să plece peste hotare. Uitați-vă că un număr foarte micuț a venit în Moldova. Eu cred că Republica Moldova ar putea juca un rol important în oferirea unui sprijin Ucrainei. Evident, Republica Moldova are de câștigat pe urmă aceasta și noi până acum am vorbit despre faptul că noi am ajutat refugiații în Republica Moldova. Republica Moldova a demonstrat pe plan global că este o țară care a făcut față acestei probleme. Doi, noi am reușit companiilor și a economiei ucrainene să ajutăm prin logistica noastră de transport, iar niciodată în spațiu public nu s-a discutat că Republica Moldova s-a implicat și poate să implice și mai mult în ajutorul Ucrainei în ceea ce înseamnă studenții în universități. Deci noi avem de 7 ori creștere în număr de studenți, eu cred că el ar putea crește încă de vreo câteva ori și cred că noi, pe lângă faptul că am ajutat economia ucraineană, am ajutat refugiații ucraineni, acum trebuie să vorbim despre faptul că Republica Moldova ajută și poate ajuta studenții ucraineni să-și facă studii în Republica Moldova. Deci studenții ucraineni care vin în Republica Moldova, în principiu ne salvează sistemul nostru universitar. Noi nu avem studenți. Acum am avut 128.000 de studenți. Acum studenții noștri avem doar 50.000 și mai avem 5.000 de străini. În total 55.000. Deci la 128 ne-am scăzut până la 50.000. Și acum ceea ce ne poate salva este studenții din Ucraina care venind aici în Republica Moldova învățând, în principiu ne asigur nouă grupele pline unde noi am putea să facem studii. Un alt factor care a influențat destul de puternic supraviețuirea universităților și universitățile au acum studenți este legat de aceea că dacă numărul tinerilor scade din factori obiectivi, uitați-vă ce se întâmplă cu cei peste 30 de ani. Deci acum 10 ani de zile în Republica Moldova ponderea celor de peste 30 de ani era de 6% în număr total de studenți.
În prezent a crescut la 17%. S-a accelerat după 2019. Deci în prezent, uitați-vă atent, cei peste 40 de ani. În 2010 era 1,2%, doar 1% oameni peste 40 de ani erau la universități. În universități, cei care aveau peste 40 de ani erau 1,2%, acum 6,2%, de 5 ori. Deci ponderea celor peste 40 de ani a crescut 50%, de 5 ori. Încă o dată repet, sincer, nu cunosc ce se întâmplă în spatele acestor cifre, dar este impresionant faptul că, în prezent, universitățile noastre mai au studenți, inclusiv datorită faptului că oamenii de peste 30 de ani, și în special cei de peste 40 de ani, au decis să meargă la studii. Iarăși un factor care cumva ne-a ajutat este legat de cei care au masterat, care după ciclul 1, știți că acum avem 3 ani de studii și apoi 2 ani de zile, 1 jumătate sau 2 ani de zile masterat. Și la noi a scăzut puternic numărul de studenți, deoarece undeva 60% din studenți care au finalizat ciclul 1 de studiu, după aceasta nu au mai mers mai departe. Și se primește că universitățile pierdeau anual mii de studenți care nu mai continuau masteratul. Asta a fost până în anul 2017-2018, după aceasta am avut o creștere bruscă a numărului celor care doresc să facă masteratul. Presupun, neavând toate date complete, s-a întâmplat că unii care au finalizat 2-3 ani în urmă au decis să-și facă și masteratul. Acum să înregistrăm o scădere destul de puternic acest indicator, cel mai probabil cei care au dorit să-și facă masteratul și l-au făcut. Din acest motiv, presupun că numărul de studenți în 2023-2024 va fi mai mic decât a fost în anul curent, din simplu motiv că noi vom pierde mulți din cei care ar fi putut să-și facă masteratul și nu vor face masteratul. Avem sau nu avem copii? Haideți să ne uităm. Deci în anul 2011-2012 noi am avut în clasa 12-a 19.000 de elevi, majoritatea din ei cu un potențial de merge la facultate. În 2016-2017 am avut un număr foarte micus de 10.300-10.600. Explicația este simplă, acum o veți vedea. În primul rând, într-adevăr, aveam și mai puțin copii, dar mai este cu explicația, acum am să vă dau. Acum, în acest an, avem 12.100 de copii care au terminat școala, mai puțin decât anul precedent, și 12.400 în anul viitor vor fi undeva 12.100 scăderi. Ceea ce, de ce se întâmplă aceasta, pe final voi spune. Ceea ce mă face să cred că în prezent număr de tineri din Republica Moldova care va continua să-și facă studiile va fi unul mai modest decât anul trecut și de aceea eu cred că universitățile în acest an vor avea o situație la admitere mai slabă. De ce am avut în perioada 2016-2015-2016 o număr atât de micuț de studenți? Din simplu motiv că în 2014-2015 numărul copiilor de după gimnaziu care au vrut să meargă mai departe la liceu a scăzut brusc. Dacă n-am avut 46-45%, atunci au fost doar 35%. Cred că este legat de faptul că s-a năsprit condițiile de intrare la liceu, s-a năsprit condițiile de bacalaureat, dar am avut 2 ani de zile când numărul celor care vor să meargă mai departe la liceu a fost destul de prost. Acum am ajuns undeva la 43-44%. În acest an am avut o scădere neesențială. Ea se va reflecta peste 2 ani de zile. Dar nu aceasta este lovitura cea mai mare care o simțim noi. Voi spune, tot ce se întâmplă la noi este tot în altă parte. Acestea doar le dau ca să creezi tablou general. Care este rata de cuprindere? Ce înseamnă lucrul acesta? Câți tineri de la noi totuși continuă să-și facă studiul la universitate? Pentru aceasta se face un indicator simplu. Se ia număr de studenți din anumită grupă și număr de tineri, de copii de această grupă. Cifrele mele diferă cu cele de biroul de statistic din simplu motiv că ei iau toți studenții raportat la tinerii de vârsta de 19-23 de ani. Eu am făcut altfel. Am luat studenții de vârsta de 19-23 de ani și am împărțit la numărul tineri de 19-23 de ani. Și indicatorul meu nu este perfect și vă explica din ce cauză. Când studenții din vârsta de 19-23 de ani sunt incluși studenții străini care învață Republica Moldova. Deci, în realitate, rata de cuprindere este puțin mai mică, dar diferența nu este esențială. Ce observăm noi? Primul lucru care se aruncă în ochi este că fetele au mai mare atracție, cu 40% mai mare dorință de a studia decât băieții. Dacă
la capitolul partea bărbătească sau băieți, tineri, avem 25% sau 25% din tineri merg la facultate. În cazul tinerilor, în cazul fetelor, acest indicator este 35%. Deci asta este un lucru care se întâmplă de ani de zile, nu e ceva nou, dacă observați, în toate perioadele. Acum avem o ușoară creștere. Dacă am avut în perioada 2018-2019 21% de tineri și 28% de tinere care mergeau la facultate, acum avem cu mult mai sus 35% băieți și 35% fete. Lucrul acesta, indicatorul acesta a crescut în baza la doi factori. Primul, aici sunt incluși străinii care ne-au îmbunătățit indicatorul. Cel mai important, nu uitați pandemia 2020-2021, când tinerii noștri ne avem posibilitatea să meargă psihotare, au mers la facultate. Acest indicator presupun că în timp se va diminua în sensul negativ acum. Care este factorul de bază care ne face pe noi să fim puțin îngrijorați de numărul abiturienților sau cei care vor intra în acest an, în anul întâi la facultate? Este de tinerii care sunt la noi în țară. Am luat o dinamică și asta este cel mai îngrijorătoare cifră care acum vă prezint. Este o cifră care pur și simplu trebuie să pună pe gânduri atât guvernarea cât și opoziția și este problema numărul 1 a Republicii Moldova pentru următorii 10 ani de zile. Am luat tinerii de vârstă universitară. De ce am luat 19-23 de ani? Din simplu motiv că 70% din toți studenții este exact când vorbim de studență, asta avem în vedere, 19-23 de ani. Da, avem în prezent o mică creștere în numărul celor peste 30 de ani care merg la facultate, este ceva temporar. În mare parte, când vorbim de studență, avem în vedere tineri 19-23 de ani. Uitați ce se întâmplă. În 2014 am avut 296.000 de tineri, în prezent avem 187.000 de tineri. Deci numărul tinerilor din Republica Moldova, care ar putea după asta să meargă la facultate și apoi să angajează în câmpul muncii, dar nu doar la facultate, dar în general a scăzut dramatic, peste 100.000 de tineri a scăzut din simplu motiv că procesul demografic, deci se nasc din 5 cei mai puțin copii. Dar nu asta este cel mai grav. Uitați-vă că în 2014 în țară erau 230.000 de tineri și peste cotare erau 66.000 de tineri. În prezent, în țară, sunt 112.000 de tineri, peste cotare 74.000 de tineri. Deci număr de tineri în țară a scăzut de peste două ori. Ce avem în rezultat? Dacă în anul 2014 22% din tineri care merg la facultate erau peste hotare, în prezent numărul lor este de 40%. Deci noi în ultimii câțiva ani de zile asistăm la un proces de accelerare a migrației tinerilor, dacă înainte migrau cei de vârsta 25, 30, 35 de ani, deci oamenii mergeau la muncă ca să câștige bani pe psihotare, în prezent, în ultimii vreo 5-7 ani de zile, asistăm la un proces, pot să zic, fără precedent, când tinerii, anume de vârsta universitară, cei care trebuie să meargă la facultate, să-și facă studiile, migrează masiv peste hotare și noi ajungem în situația, cred că în câțiva ani de zile, dacă lucrurile vor degrada în starea în care degradează, vom ajunge în situația când tinerii de vârsta, studenții, de peste hotare va fi mai mare decât în țară. Eu estimez că noi în prezent, Moldova are vreo 80.000 de studenți, copii de-a noștri care își fac studii la universitate, doar că 50.000 sunt în țară, dar 30.000 sunt peste hotare. Noi avem 80.000 de studenți, numai că ei nu sunt în țară. Eu nu m-aș mira dacă în viitorii vreo 5 ani de zile vom avea tot vreo 80.000 de studenți, din care 50.000 vor fi peste hotare și în țară vor fi doar vreo 30.000. Și ultimul grafic care vreau să vă arăt, m-am inspirat de la rezultatele de la BAC. Mulți spuneau ce s-a întâmplat la bacalaureat și eu vreau să spun, la bacalaureat nu s-a întâmplat nimic. Copiii noștri sunt deștepți, copiii noștri au învățat bine, rata de promovare a fost una bună, problema este alta, nu avem copii. De ce nu îi avem? Uite dacă nu se nasc, da? Ei se nasc mai puțin. Și am făcut un grafic pe care vreau să vă arăt, este un grafic care trebuie să pună de gândit la toată lumea, l-am numit generația 2004. De ce l-am numit generația 2004? Am considerat, haideți să iau un an din Republica Moldova, puteți lua și după asta 2005-2006, unica ce va fi dacă luați 2005-2006, cifrele vor fi și mai triste și trebuie să plângem mai tare. Am luat generația din 2004 din simplu motiv că copiii anul acesta merg la facultate. Și am vrut să văd ce se întâmplă cu generația din 2004.
Și în 2004 eu m-am căsătorit. Asta dacă cineva mă interesează. Dar să începem. În 2004 a fost un an ca tot ceilalți ani în Republica Moldova. S-au născut 38.000 de copii. Mai precis, 38.300 de copii. Până aici totul e bine și frumos. Era bine să nască mai mulți, cândva să nășteau cu mulți mai mulți, dar am avut 38.300 de copii. Peste 7 ani, când ei trebuiau să meargă în clasa 1, în 2011, în Republica Moldova mai rămas 36.000 de copii. 1.800 deja părinți și-au luat peste hotare. Vedeți diferența de cifră? N-am vrut să o spun, dar trebuie să o spunem. În această perioadă și-au mai murit un număr copii, știți, la noi până la 4 ani mor destul de mulți. După aceasta, practic, mortalitatea dispare. De aceea, dacă veți vedea când adun cifrele, când nu se adună, să știți că eu cei care n-am vrut să vorbesc despre lucrul acesta, vorbim doar despre faptul cei care sunt în țară și cei care au plecat. După aceasta, ei au mers 4 ani la școală. Când se meargă în clasa 5-a, la gimnaziu, deja în țară erau 30.000 de copii, 7.800 erau peste hotare. Deci în 4 ani, cât ei învățau tată, părinții lor, când pe unul, când pe a doua, și uite că dacă tu în clasă, tu s-au dispărut un copil, au dispărut a doua, și în clasele cât mergeau el la școală, el mergea încă nu a ajuns la gimnaziu, mergea încă nu putea tărâi ghiozdanul. După aceea, părinții lor luau tot cu ghiozdan și l-au dus în Italia, în Spania, în Germania. Au urmat următorii ani de liceu, de gimnaziu, și în 2020 copiii aceștia au ajuns la liceu. Evident, nu toți au mers la liceu, țineți minte. Jumătate merg la liceu. Toată problema, jumătate din câți. La liceu, noi am ajuns că avem 23.000 de copii în țară, iar 27.000 de copii în țară, iar 10.500 deja erau peste hotare. Deci în perioada aceasta de gimnaziu, părinții au mai scos din țară încă aproape 3.000 de copii. Eu dus în viața acolo. Și noi când am ajuns la perioada de liceu, noi în țară am rămas cu 27.000 de copii. Din trânsă aproape jumătate au mers la liceu. Dar deja nu mai aveai copii, nu aveau unde să meargă, 10.000 nu mai erau în țară. Au urmat 3 ani de liceu. În 2023, în țară au rămas 23.000 de copii. Peste hotare deja sunt 14.300. Deci noi în 3 ani de liceu, evident, cel mai mult au plecat dintre ăștia 4.000, cei mai mulți au plecat nu ăștia care studiau. Da, ăștia care învățau la liceu, ei au rămas la liceu. Au plecat cei care au zis, nu mai merg la liceu în Moldova, merg peste hotare. Nu credeți că la noi copilul, dacă nu merge la liceu, înseamnă că la noi în țară nu sunt copii. Nu! El pur și simplu, părinții l-au dus la liceu deja peste hotare. El tot a terminat liceu, numai că l-a terminat în Germania. Și noi deja avem 14.000 de copii peste hotare, 23.000 în țară. Ce va urma? Haideți că să mă întrebați, de unde eu știu ce va urma? Păi, mă, uite ce au făcut ceilalți. Generația 2004, mai au 5 ani de învățat. Deci am pus 5 ani de zile, din simplu motiv că au 3 ani ciclu 1 și 2 ani ciclu 2. Am luat 2028. Până în 2028, 17% din trânsi vor pleca peste hotare. De ce vor pleca 17%? Așa au făcut-o prietenii lor. El deja merge la facultate cu gândul, nu mă duc la buget, mă duc la contract, ca după asta să pot pleca ușor peste hotare. Și către anul 2028, când el își finalizează studiile și eu sunt în câmpul muncii, noi vom avea 19.000 de copii sau exact jumătate din cei care s-au născut în 2004. Deci, prima concluzie care trebuie să o spun, procesul de migrație acum, dacă înainte afecta persoanele în vârstă, acum s-a schimbat structura migrației Republicii Moldova și acum migrează copiii, oameni buni. La noi, în anul 2000, migrau părinții pentru ca să meargă pe hotare ca copiii lor să poată învăța și poată trăi în Moldova și acum migrează copiii. Fiică își integrează familia, fiică părinții îi trimit pe hotare la studii sau îi trimit. Noi am realizat câteva sondaje și întrebăm unde vedeți viitorul copilor voștri. 70% din părinți spun viitorul copilul meu îl văd pe scotarele țării. Lucrul acesta duce la ceea că în 2028, exact când el trebuie să intre în câmpul muncii, când noi trebuie să avem omul care să lucreze, în țară vor rămâne exact jumătate din cei care s-au născut în 2004. Haideți că merg mai departe. Ce se întâmplă după aceasta? Noi am analizat ce fac copilul până îți căsătorești. Da, la noi acum căsătorie cu mult mai târziu, să căsătoresc cu vreo 5 ani mai târziu, către 2033 ei se vor căsători. Deci mai ia 5 ani de zile. În această perioadă, până ajungi la căsătorie, încă 12% pleacă peste hotare.
Și vom avea în 2033 vârsta când se căsătoresc generația 2004, că cam atunci ei sunt soră, 27, 28, 29 de ani, cam aici acum e căsătoria, părinții știu despre ce vorbesc eu, vom avea anunț numai că nu vor mai fi în Moldova. În țară vor rămâne 17.000 de copii, iar 20.500 vor fi peste hotare. A, poate vor face nunta în Moldova, știți, vine și băiatul și fata vin în Moldova, au făcut nunta, s-au uitat la rude și au plecat înapoi. Către anul 2038, de ce dau 2038? Deoarece în 2038 ei vor avea 34-35 de ani. Este exact vârsta când ei s-au format. În perioada asta să nasc copii, deci ai unul sau doi copii. În perioada aceasta tu deja ai casă, masă. Ești format ca profesionist și de fapt la vârsta de 35 de ani noi putem spune, este forța de muncă stabilă, care ea este, deja totul este rezolvat. Familia este, copiii sunt, casa este, eu pot lucra, sunt pregătit profesionist, am deja abilitățile formate, eu am învățat, 10 ani am lucrat, ai profesionist în economia națională. 22.000 peste hotare și 15.000 jumătate în țară. Deci asta este drama noastră. Republica Moldova, eu îmi permit să spun că acum trece printr-o al treilea val de migrație. Ce înseamnă al treilea val de migrație? Deci primul val de migrație a fost migrația sărăciei, care a fost în anii 2000-2005. Oameni mânați de sărăcie au plecat din țară. Al doilea val de migrație a fost 2015-2018. Migrația bunăstării, deci plecau oamenii nu săraci, dar oamenii plecau pentru o viață mai bună. Și acum este migrația speranței, deci pleacă copiii. Deci noi acum asistăm la un val de migrația copiilor. Nu am vrut să ajung aici, dar când mă întrebați ce va fi cu admiterea 2023, vă spun că sabia care stă asupra universităților noastre, nu sunt universitățile, nu vreau să plâng de jele universităților. Universitățile sunt avampostul, ei sunt primii care trăiesc drama Republicii Moldova. Universitățile sunt primele care înregistrează tragedie pe care noi vom vedea o peste câteva ani de zile. Nu au studenți din simplu motiv că nu sunt copii. Iar nu sunt copii nu doar din cauza că nu s-au născut. Nu sunt copii din cauza că 40% din tranșă deja sunt peste hotare. Și încă 17% vor pleca în viitorul 5 ani și încă 12% vor pleca în alții 5 ani și încă 8% vor pleca în următorii 5 ani de zile. Asta este ceea ce trece Republica Moldova și admiterea din 2023. Vreau să doresc succes tuturor comisiilor de admitere, însă tind să cred că va fi una mai proastă decât în 2022, mai proastă decât în 2021, din simplu motiv că pe studenții străini nu s-a lucrat, și acum în mod special pe Ucraina, nu cunosc nici o declarație publică privind încurajarea venirii studenților din Ucraina, Moldova. Cei care au mers la masterat acum deja s-a epuizat valul de masterat, iar cei din anul întâi, după cum v-am arătat, din trânsii, generația 2004, care s-au născut și anul acesta trebuie să meargă la facultate, deja majoritatea din ei nici nu mai sunt în Moldova. Pe acest ton nu prea vesel, vreau să finalizez, sper că data viitoare vom avea o temă cu mult mai încurajatoare privind situația din Republica Moldova. Mulțumesc și până data viitoare!